Bun găsit, doamnelor și domnilor, o nouă emisiune actuală regional sub sigla TVR Iași. În această seară încercăm să vă spunem un lucru pe care probabil că îl știți mulți dintre dumneavoastră, dar haideți să, eu știu, să intrăm puțin în amănunt. Internetul nu înseamnă doar rețele de socializare, nu înseamnă doar Facebook și Instagram, doar adresa de e-mail sau dacă dăm o căutare pe Google. Internetul ar trebui să însemne servicii online de care noi avem nevoie și avem nevoie pentru că aceste servicii ar trebui să ne facă viața mult mai simplă și mult mai ușoară. Și avem nevoie de astfel de servicii pentru a avea parte de, să spunem, eficiență și în același timp de transparență, da? Dar aici ar trebui să conlucrăm cu administrațiile publice. Bun, sunt chestiuni care chiar ar trebui să vă intereseze, pentru că nu e așa, e mult mai simplu să-ți plătești factura pe internet decât să te duci să stai la rând pentru a plăti, eu știu, factura la gaz sau la lumină. E mult mai ușor să-ți plătești o taxă pe internet. E mult mai ușor, eu știu, să primești poate o rețetă medicală pe e-mail, da? Dar vedem în ce măsură România poate să ne ofere astfel de servicii și, în același timp, în ce măsură românii sunt pregătiți să primească și să se folosească de aceste servicii. Așadar, informatizarea serviciilor în România este tema pe care o vom discuta în această seară cu invitații noștri. Să spunem bun venit domnului Radu Țibichi, este președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Bine ați venit alături de noi. Bună seara, bine m-am găsit. Și Dorel Codin, directorul Parcului Industrial din Miroslava și fost jurnalist. Da? Bună seara. Așa. Le spunem telespectatorilor că, evident, la o astfel de temă de discuție trebuie să avem și un serviciu online, da? Și avem o pagină de Facebook, TVR Iași. Acolo emisiunea noastră este transmisă live în acest moment. Puteți accesa această pagină și puteți să ne adresați întrebări, să faceți comentarii. Revenind în direct, așadar, informatizarea serviciilor. Nu știu, nu e un moft, nu e o poveste, e un lucru din ce în ce mai necesar și s-a dovedit că este extrem de util. Da? Și hai să dăm cuvântul unui om care vine din zona aceasta a antreprenoriatului, da? Simplu cetățean, și vom ajunge apoi și în zona administrației și în zona celor care, până la urmă, răspund de felul în care funcționează o parte din aceste servicii. Dorel Codin. Înainte de toate, cred că ar trebui să povestesc puțin un aspect pe care l-am remarcat astăzi în timp ce mă documentam. Mă rog, am citit, să zicem, după ce am primit invitația dumneavoastră. Și am descoperit pe internet, evident, faptul că se vorbește despre informatizarea serviciilor publice din România de cel puțin 12-13 ani. În paralel, îmi aduc aminte că în 2005 vedeam pe cineva venit din Suedia că folosea acel token pe care îl folosim noi acum pentru plățile online pe internet și mă uitam foarte ciudat despre ce e vorba. Evident, făcea operațiuni bancare fiind în România. Îmi dau seama că, mă rog, ca să revin, discutăm de 10, 12, părea o utopie 3, în 2005, părea nu? O utopie, acel token au apărut, și chiar utilizarea lui, nu? Da. Astăzi, în timp ce citeam despre informatizare, am aflat că, de fapt, țările nordice, vorbim de Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda Olanda, da, mergem, sunt țările care au, nu știu, gradul de informatizare cel mai ridicat și, practic, de acolo a pornit ideea de informatizare, au fost ca un pilot, s-a pilotat acolo sistemul acesta, a văzut că funcționează și probabil s-a extins la nivelul europei. S-a extins în toată lumea. Bun, acolo e și cel mai ridicat nivel al bunăstării, da, în țările nordice. Probabil că absolut. Informatizarea serviciilor contribuie într-o măsură destul de mare la această bunăstare. Mă surprinde însă că, și liniște, că totuși noi discutăm în momentul de față, după 10-15 ani din momentul respectiv, despre informatizare și despre nevoia de informatizare, nu despre optimizarea informatizării în societatea românească. Adică, din punctul meu de vedere, ei, da, ar fi trebuit să se facă câțiva pași. Da, s-au făcut pași, sunt de acord. Și cred că, pe de altă parte, că ați pus problema faptului că țările nordice sunt cele mai fericite, dezvoltate și ca un nivel de trai destul de ridicat, aș mai pune problema și faptului că
se discuta, dacă nu mă înșel, anul trecut, despre faptul că Finlanda va renunța cu totul la scrisul de mână și se va trece doar pe calculator, tabletă sau, mă rog, mediu digital. Acum să ne întoarcem în România și să ne gândim în ce măsură este societatea românească pregătită să adopte un nou sistem. Ne aducem, cred că cu toții am plătit facturi, ne-am dus la bancă și am văzut roboțelul ăla. Probabil ne-am uitat în prima etapă destul de ciudat. Acum am văzut că îl folosesc și pensionarii. Da, dar poți să o faci și de acasă, nici măcar nu trebuie să mergi la bancă. Poți să o faci și de acasă, fără doar și poate, dar dădeam un exemplu care, da, mă rog, să spunem, accesibil tuturor. Nu știu în ce măsură gradul de penetrare al internetului este suficient de ridicat. Și mă refer aici la mediul rural, pentru că probabil mediul urban are internet acces și are în proporție de peste 90%. Dacă se implementează un astfel de sistem și devine obligatoriu, cred că ar trebui făcută și o informatizare a populației, nu doar a administrației. Chiar o pregătire a populației, pentru că puțină lume știe cum să folosească anumite servicii. Și nu vorbim doar de mediul rural, vorbim și de mediul urban, când vine vorba de folosit aceste servicii, să-ți plătești tot felul de facturi, de bilete la avion și așa mai departe pe internet. Chiar nu e la îndemâna oricui, din păcate, și ar trebui să o recunoască mai mulți, deși nu o fac. Absolut. Să nu ne trezim cu altă categorie de funcționare, a celor care vor da consultanță și vor ajuta pe cei care nu se, mă rog, pricep să folosească calculatorul, să facă diverse plăți, să acceseze diverse instituții. Știți, este o glumă care circulă pe internet. Eu știu, se depun formularele online la etajul 2. Exact, se depun la etajul 2 formularele. Câte glumă, câte adevăr, se pare că fotografia respectivă a fost făcută într-o instituție publică din România. Da, și în sfârșit, fără altfel de comentarii. Dar s-au schimbat lucrurile odată cu intrarea în Uniunea Europeană, au fost și niște, eu știu, obligații pe care România a trebuit să le îndeplinească și încet, încet, în sfârșit, lucrurile s-au desțelenit puțin, dar cu probleme pe parcurs. Dacă e să vorbim de sistemul medical, de sistemul de sănătate, un impact major l-a avut introducerea cardului de sănătate. De fapt, vorbim de cardul electronic de sănătate. Este același lucru cu cardul de sănătate pe care îl purtăm toți în, sau ar trebui să-l avem toți în portofel? Da, aș vrea să fac câteva precizări de la început, pentru că informatizarea în sănătate a fost foarte complexă ca și proces. Așa cum spunea domnul mai devreme, noi suntem în faza de optimizare și de extindere. Nu ne gândim acum la o proiecție a unui sistem informatic sau informațional. Primele acțiuni au fost încă din anul 2003, ca și proiectare. În anul 2008-2009 s-a implementat pentru prima oară sistemul de decontare SIUI. În anul 2013 s-a implementat rețeta electronică. În anul 2014-2015 s-a implementat Cardul Național de Asigurări de Sănătate. Iar totodată în anul 2014, în perioada 2014-2016, s-a implementat dosarul electronic de sănătate, care este altceva decât Cardul Național de Sănătate. Evident, se mai face confuzie și cu acel card european de sănătate, care este un alt document și are un alt scop. Vis-a-vis de procesul de informatizare, aș aprecia faptul că în sistemul de sănătate procesul a fost complex prin impactul care l-a avut asupra populației. Perioada însă de implementare a fost una destul de scurtă față de perioada de implementare a unor sisteme similare în alte țări. Dar au fost și foarte multe amânări. Inclusiv acest card național de sănătate a fost amânat de foarte multe ori până când în sfârșit a ajuns la noi. A fost gândit în perioada 2007-2008, implementat propriu-zis în 2013. Am avut șansa ca în 2013 să conduc implementarea acestui proiect din poziția de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Însă, după dimensiunile care le avea un astfel de proiect, gândiți-vă, s-au tipărit 16 milioane de carduri, s-au distribuit tot atâtea și au fost și probleme în distribuție, pentru că ne aducem aminte, medicii de familie nu au vrut să distribuie, până la urmă a trebuit găsit o altă soluție. Au trebuit să-și cumpere cititoarele de carduri și așa mai A fost problema departe. Cititoarelor, însă după un an de zile cât a durat tipărirea propriu-zisă, că asta era capacitatea imprimeriei naționale de a produce aceste carduri,
implementarea soluției tehnice, respectiv acceptanța din partea furnizorilor acestui sistem, a fost extrem de rapidă față de alte țări. Și spun aici că a funcționat în paralel doar o perioadă scurtă de 3-4 luni de zile la începutul anului 2015, iar din mai 2015 a devenit obligatoriu. Timp de 6 luni de zile, în anul 2015, implementarea proiectului a adus economii importante la fondurile de sănătate, deci utilitatea lui și-a dovedit clar. Asta e întrebarea pe care probabil v-ar pune orice telespectator. De ce am avut nevoie de cardul de sănătate? Pentru că privind din afară, dar din interiorul sistemului de sănătate și nici din punctul de vedere al celor care au implementat toată această structură cu cardul național de sănătate și cu dosarul, și o să vedem pe parcurs fiecare la ce etapă a ajuns. Privind din afară, ca un simplu pacient, ai mai multe probleme cu acest card. În majoritatea cazurilor, sau hai să spunem, nu știu, poate 50% din situații, te duci la medicul de familie, nu merge sistemul, da? Și vorbim aici de acel sistem unic integrat de sănătate, da? SIUI-ul, în sfârșit, nu poate să-l folosească medicul de familie în momentul în care îți dă o rețetă, da? Te duci la farmacie, stai că nu merge nici aici sistemul și iarăși nu putem folosi cardul de sănătate. Vino mai târziu, vino a doua zi sau așteaptă. Deci, eu ca pacient, ce ar trebui să înțeleg? Care este utilitatea acestui card de sănătate? Pentru că pe el, ce informații există? Există informații legate de pacientul X care îl deține? Sau deci, la ce folosește și cui folosește? Deci, în mod clar, informarea asupra utilității cardului nu pot să o explici în câteva minute, însă atât pot să spun. Este un mijloc de control excelent pentru sistemul de asigurări de sănătate, pentru care decontările care se aduce fac, nu, economii importante în sistemul de sănătate și care oferă pacientului, a posesorului cardului, posibilitatea de a-și controla propriile decontări în sistemul de sănătate. Pot să vă spun că după primul an de funcționare, cardul național de sănătate a adus economii de peste 100 de milioane de euro, iar în anii următori, de asemenea, economii importante. Este elocvent acest lucru. Funcționarea lui însă, eu cred că se exagerează un pic. Evident, implementarea este complicată pentru că furnizorii de servicii medicale apelează la rândul lor la furnizori de servicii de soft care le administrează aplicațiile proprii. Aceste aplicații proprii au în componența lor și serviciul offline. Dacă nu funcționează comunicația, dacă nu funcționează internetul, asta nu înseamnă că pacientul nu-și poate primi consultația sau serviciul medical sau rețeta, pentru că acest sistem este prevăzut să lucreze în regim offline. Și acest lucru s-a repetat în mod continuu atunci când au fost perioade scurte de neutilizarea cardului. Iar în ultimul an chiar lucrurile au funcționat foarte bine și asta pentru că sistemul informatic a fost mentenat după o pauză de câțiva ani în care au fost probleme cu licitațiile, cu furnizorii de soft. Acum este deja un an și jumătate aproape de când sistemul informatic al CNAS-ului are mentenanță. Și... Dar mi s-a întâmplat și dumneavoastră când v-ați mai dus la un medic de familie să aveți probleme? Mi s-a întâmplat pentru că am știut să arăt medicul de familie. N-ați avut nevoie de medicul de familie. O fac în mod constant și vă asigur că sunt foarte multe lucruri care nu se cunosc din cauza lipsei de informare, chiar a medicilor pe de o parte. Deci merge și în sistem offline. Eu vă pot spune că am mers la medicul meu de familie mai de mult să-mi genereze matricea de securitate pentru a putea să-mi accesez dosarul electronic de sănătate de acasă. Și medicul meu de familie nu a știut ce trebuie să facă pentru asta. Asta e o dovadă. Păi acum ne-ați spus și nouă un lucru inedit. Auzim acum prima dată, nu neapărat doar ca jurnaliști, chiar ca potențial pacienți, despre această matrice care să-ți genereze dosarul electronic de sănătate. Un singur lucru vreau să vă mai întreb, înainte de a vedea un reportaj pe care l-au făcut colegii mei acum 3 ani, în 2015, legat de acest dosar electronic de sănătate, în 2019, cardurile acestea de sănătate, care în sfârșit funcționează cum funcționează, dar iată, sunt utile, da? Deci e
dovedit clar, cu cifre foarte grăitoare, că este extrem de util un card de sănătate, expiră. Și de la anul o luăm de la capăt, cu imprimeria națională, cu distribuția, cu implementarea. Orice document expiră, pentru că timpul trece. Buletinul, cartea de identitate expiră, pașaportul expiră, da, și cardul de sănătate expiră. 5 ani este valabilitatea cardului și național. Și vor fi același proceduri? Îl așteptăm acasă cu poșta? În momentul vedea. De față este în atenția guvernului această problemă. Ministerul Sănătății împreună cu Casa Națională și Imprimeria Națională caută soluții pentru a găsi de la 1 iulie, de când încep să expire primele carduri, pentru că aceste carduri vor expira treptat. Ele s-au produs cam într-un an de zile, cam 300.000 de carduri, 400.000 de carduri pe lună. Însă asigur că niciun pacient nu va rămâne fără dreptul său de asistență medicală pentru că i-a expirat cardul. Se vor găsi soluții pentru a putea asigura în timp util ca sistemul să funcționeze, pentru că, așa cum v-am spus, sistemul nu are numai această componentă, are și componenta integrată de decontare, are componenta de rețetă electronică, sunt practic 4 sisteme într-unul singur, care formează platforma informatică a asigurărilor de sănătate. Se pare de aici că și complexitatea. Cu acest sistem sunt oarește probleme, dar spuneți dumneavoastră că mentenanța în sfârșit a fost eficientă a fost și că și deja... A fost și văzut. În ultimul an nu au deja fost merge cazuri mult mai bine. În care să nu funcționeze cardul o perioadă lungă. Deci un medic poate să utilizeze cardul în regim offline și să raporteze în 3 zile lucrătoare. Acum, ca și vă întreb, astfel de sincope, firesc, apar, nu doar la noi se întâmplă, bănuiesc că peste tot, dar peste tot se întâmplă într-o frecvență destul de mare? Sau, eu știu, frecvența n-ar trebui să ne îngrijoreze căderile acestea ale sistemului și problemele care apar? Iar acest sistem, sau în sfârșit softul și cel care asigură mentenanța, la ce perioadă pot fi schimbate? De obicei, conform legii achizițiilor publice, acordurile cadru se încheie pe o perioadă de 3 ani. Urmează din nou proceduri de licitație. Din păcate, unele proceduri nu se finalizează în timp util, pentru că asta este legislația, sunt contestații și așa mai departe, și se ajunge în astfel de situații. Însă subliniez complexitatea acestui sistem și impactul imediat asupra populației, și de aici vine și îngrijorarea permanentă. Am văzut și astăzi câteva știri legate de cardul de sănătate care a picat sau care, mă rog, erau alte exprimări în anumite articole de presă, că expiră. Expiră un document. Se înlocuiește sau se prelungește. Există soluții tehnice, nici de cum nu se va renunța la acest card de sănătate. Dar știți cum e la noi când îți expiră buletinul, pașaportul, permisul, te programezi și programările alea, eu știu, durează și câteva luni până când intri în posesia noului document. Și e acea perioadă de nesiguranță din momentul expirării și până în momentul în care vei avea noul document și poate că de asta se ridică tot felul de semne de întrebare. Da, aș vrea totuși să precizez un lucru care important pentru cetățeni. Gândirea a fost ca acest card național de sănătate să funcționeze o perioadă de 5 ani, pentru că urmează cartea electronică de identitate să preia funcționalitățile cardului. Astfel nu mai era nevoie de tipărirea cardurilor noi, ci cartea de identitate electronică să preia aceste funcționalități. Când ar fi trebuit să se întâmple? Ar fi trebuit să se întâmple de ceva timp, însă... Ceva timp în urmă, cred că. În urmă, evident. Însă acum lucrurile sunt destul de evoluate din informațiile care le avem noi la nivel local, în sensul că există și cadrul legislativ în Parlament, a trecut de comisii și urmează să fie promulgat. Dar se pare că suportul promulgat. Tehnic e necesar, da? Softurile pentru să funcționeze. Suportul tehnic lucrurile sunt avansate. Noi sperăm ca această carte electronică să înceapă să se tipărească cât mai curând. Însă trebuie precizat că nu se va întâmpla acest proces într-un timp foarte scurt, pentru că aceste cărți de identitate expiră în ani și funcționalitățile vor fi preluate în ani. Deci vor circula în paralel și cardul național de sănătate și cartea electronică. Bun, haideți să vedem că tot ne-ați provocat
cu dosarul electronic de sănătate. Iată, făceam o știre în 2015, colega mea Alinca Nazarie vorbea cu conducerea de atunci a casei județene din Iași despre dosarul electronic de sănătate. Spuneți dumneavoastră că el funcționează frumos, îl găsim în cadrul acestui sistem unic integrat de sănătate, dar sincer, eu nu știu nimic despre dosarul meu electronic de sănătate. Și haideți să vedem cum putem afla mai multe lucruri. Ați auzit despre dosarul electronic de sănătate? Nu. Da. Și ce știți despre el? Dosarul electronic. Am primit cardul electronic. Dar sunt două lucruri diferite. Orfi, nu cunosc. Dosar electronic? Nu există dosar electronic. Există. Nu este cardul. Nu, n-am auzit. Dosarul electronic de sănătate a intrat în vigoare în luna iunie anului trecut, însă rămâne o necunoscută pentru cetățeni. Potrivit medicilor de familie, pacienții confundă des cardul național de sănătate cu dosarul electronic de sănătate, în timp ce cardul conține doar informații precum numele pacientului și codul de asigurat, dosarul este cel care are informațiile medicale ale unui pacient sau ale unui asigurat, cum ar fi tratamentul la care acesta a fost supus de către medicul de familie sau de medicii specialiști, dar și bolile de care a suferit până acum. Dosarul electronic este funcțional, spun reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași. Cetățenii pot să-l acceseze fie în prezența medicului de familie cu cardul de sănătate și cititorul medicului, fie de pe site-ul Casei Naționale de Sănătate. Accesul la date este unul gradual. Informațiile despre un pacient sunt cuprinse în trei capitole. Informații generale, cum ar fi alergii sau boli cronice sau grupa sanguină, istoricul medical al pacientului din 2010 până acum, dar și alte date pe care asiguratul le dorește afișate în dosarul său electronic. Sunt niște date foarte sigure, care sunt pe strict niște matrice de securitate, foarte clar și bine definite. Pacientul, asiguratul, stabilește cine și cât are acces din dosarul electronic de sănătate. În caz că un pacient ajunge într-o unitate de primiri urgențe, medicii pot accesa dosarul să vadă care parte din informații, prima categorie sau și a doua? Nu, prima categorie. Prima categorie este cea generală care pot vizualiza medicii. Ulterior, toate celelalte sunt strict cu acordul pacientului. În lupta cu secundele pentru medicii dintr-o unitate de primiri urgențe, dosarul electronic al unui pacient se poate dovedi a fi foarte util. Noi ne confruntăm de foarte multe ori cu situații de urgență, cu gravide care nu știu să explice antecedentele istoricul, care omit, care nu au suficiente cunoștințe medicale. Este cu totul altceva să ai o bază de date informatizată și să știi foarte repede despre ce este vorba. Medicii de familie susțin că existența dosarului electronic vine în ajutorul lor și al pacienților, pentru că toate informațiile despre un pacient sunt într-un singur loc și vor fi accesate cu ușurință. Din punctul meu de vedere, așteptăm economie de hârtie. Deci ne este foarte greu în prezent să scriem și în fișă, să scriem și în hârtiile care le mânăm pacienților și să transferăm și bazele de date către Casa Națională de Asigurări. Aceiași medici spun că dosarul are avantaje și dezavantaje. Aceștia trag un semnal de alarmă în ceea ce privește vulnerabilitatea confidențialității datelor pacienților, iar de cealaltă parte susțin că dosarul electronic va elimina frauda din sistemul sanitar românesc. Au trecut 3 ani de la această știre. Cum stăm acum cu dosarul electronic de sănătate? Au acces medicii la el? Avem toate informațiile despre fiecare pacient din România? Care mai e statutul lui în acest moment? Știrea este de actualitate și acum, pentru că utilizarea acestui dosar electronic de sănătate în continuare nu este cunoscută foarte bine în rândul cetățenilor. Medicii s-au obișnuit deja cu acest lucru. Chiar apreciez faptul că și-au optimizat aplicațiile informatice, astfel încât lucrul și popularea bazelor de date cu datele medicale să se facă facil. Chiar dacă la început a existat o temere că o să fie mai multe date de operat, în timp și-au dat seama că, de fapt, același lucru care îl scriau în foile de observație, în fișele de pacient,
se regăseau deja în aplicațiile dumnealor. Da, practic, cine completează acest dosar electronic? Dosarul este completat de către medic sub semnătura sa electronică, sub tokenul care îl deține. Adică în momentul în care ajungi la spital cu o problemă de sănătate, ai un diagnostic, un tratament și medicul, eu știu, toate aceste date sunt trecute de medic și în acest dosar de electronic. Așa cum au precizat și medicii, care au așteptat foarte mult implementarea acestui sistem, este de mare utilitate pentru pacient și pentru medici în general, pentru că are într-un mod organizat, stabilite pe nivele de acces, datele medicale care au fost culese la nivelul asistenței primare și trebuie să precizăm la nivelul spitalului, pentru că în celelalte domenii care funcționează în sistemul de asigurări, mă refer aici la analize medicale, încă nu a fost populat acest dosar electronic cu aceste date, dintr-un simplu motiv, pentru că este un proiect foarte mare, iar implementarea și dezvoltarea lui se face în etape. Și aș putea să spun că în acest moment există un proiect de extindere a dosarului electronic pentru toate celelalte domenii de asistență medicală. Dar medicii au fost obligați sau au făcut-o de bunăvoie? Că au înțeles că e util până la urmă, inclusiv pentru ei. În primii doi ani... Adică stau și mă gândesc, oare chiar toți medicii au trecut aceste date în dosarul pacienților? În primii doi ani de la implementare, dosarul nu a fost obligatoriu. A fost o perioadă de conversie, o perioadă de implementare și începând cu noiembrie 2016 a devenit obligatoriu. Aș vrea să vă spun că dacă în noiembrie 2016 erau circa 2.500.000 de dosare electronice constituite la nivel național, între noiembrie 2016 și martie 2017 am ajuns la 11 milioane de dosare electronice. Deci caracterul obligatoriu a dat roade în sensul că toți medicii au început să populeze dosarul cu date și o fac și în prezent, o vor face și în viitor, iar acest proiect va deveni util cu adevărat atunci când va înmagazina sistemul va înmagazina o serie mare de date care vor putea să fie exploatate de către medici atunci când au nevoie în prestarea actului medical. Da, cu ghilimele de rigoare, această obligativitate este atât în marile spitale, da, cât și în centrele medicale de permanență, să spunem, nu? Nu, este obligatoriu în asistența primară și spitalicească în momentul de față. Și ce este foarte important pentru pacient, pentru că aici observăm... Asistență primară însemnând? Medicina de familie. Medicina de familie, da? Dar un centru medical de permanență... Centru de permanență asigură în general urgența și pentru urgență nu sunt completate aceste clauze contractuale de acest gen. Însă sistemul de urgență beneficiază de o altă aplicație care este legată de unitatea de primire urgență și... E compatibilă, va fi un utilizator de date din DES. Ce e foarte important pentru pacient? Să știe că poate să-l acceseze, cum să-l acceseze. Poate să ne spuneți imediat. Să vadă de acasă tot istoricul medical organizat așa cum a fost el proiectat în acest sistem. Imediat o să ne explicați cum putem să ne accesăm fiecare dosarul electronic de sănătate. Ați avut treabă în ultima vreme la Registrul Auto Român sau la înmatriculări, schimbări permise? Din nefericire, da. Așa, și care a fost perioada de așteptare? La permis, când l-am schimbat, cred că undeva la o lună m-au programat, am avut noroc. Da. M-am programat online. Întâmplarea fericită face că acum două zile am primit un SMS de la serviciul de pașapoarte, prin care m-a anunțat că mi expiră pașaportul în curând. E un lucru extrem de util, că nu ne uităm prea des în pașaport. Lucru care m-a surprins în mod plăcut, vă spun sincer. Da. Deci, uitați de ce sunt necesare astfel de servicii. Da, și ne ajută și pe noi și ajutăm și pe cei care lucrează în aceste servicii. Și în timp ce vorbea domnul președinte, mă gândeam la americani cu acel social number rezolvă tot. Noi trebuie să avem un buletin permis de conducere, buletin de identitate, eventual se mai cere și sunt instituții care îți cer certificatul de naștere, acest card de sănătate, card bancar,
Probabil că multe alte... Toate informațiile carduri, adunate în acel social number, da. Ok. Pe de altă care parte... Care putea fi CNP-ul la noi, eu știu. Absolut. Păi despre asta e vorba. Pe de altă parte, dacă mergem să... la o instituție publică, să, nu știu, să obținem un aviz, să înființăm o firmă sau orice altă operațiune, te trimite la finanțele locale să-ți iei certificat, la finanțele, la Direcția Generală de Finanțe să obții alt certificat, la Serviciul de Cazieri Judiciare să obții alt certificat, lucru care te pune pe drumuri câteva zile bune. Nu sunt online, deși... După care ajungi la instituția... Acum încerc să fac o poză a vieții de zi cu zi. Traseului, da, exact. Ajungi la instituția cu pricina, te trimite la un ghișeu să plătești taxa, după care la etajul 1 să obții ștampila rotundă de la alt birou. Și programele de funcționare de obicei nu coincid. Programele de funcționare coincid sau nu, important este că la fiecare dintre aceste birouri sunt... câteva persoane la coadă. Da. De foarte multe ori stă un funcționar în fața unui calculator, bate cu un singur deget și aceste costi, chiar dacă nu sunt foarte mari, sunt cronofage, sunt procese cronofage. Hai că revenim imediat la acest subiect. N-aș vrea să-l reținem foarte mult pe șeful serviciului de permise de conducere și înmatriculări autovehicule din Iași, domnul Vasile Zacornea. Bună seara și mulțumim foarte mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Vorbim despre informatizarea serviciilor, despre ceea ce ne-ar putea ajuta să avem viața ceva mai ușoară. Și când vine vorba de înmatriculări, de exemplu, de preschimbarea permisului, de obținerea permisului, la Iași timpul de așteptare se măsoară în luni, cel puțin până acum. Am citit că se vor face angajări la dumneavoastră, la instituție, și poate lucrul acesta ne va ajuta și pe noi. Cum stăm și ce soluții sunt pentru ca lucrurile să se schimbe în bine? Bună seara! Bună seara! Pe dumneavoastră și invitați pe dumneavoastră, totodată ascultătorii postului de televiziune de TVR Iași. În primul rând, ne-a fost nevoit să accesăm acest sistem de programare online în luna februarie 2017, ca urmare a implementării legii numărul 1 privind eliminarea unor taxe și un salt fiind în domeniu, a fi cunoscut de sărbători către deținători de autovehicule. În principiu, noi am mers pe ideea să oferim servicii la liber cetățeanului, fără a fi programat, fără a fi construit de altceva, dar datorită faptului avalanșei care au venit atunci, am fost nevoit să achiziționăm acest program online de programare. Din principiu, să știți că pentru permise de conducere nu au fost lei de servicii, nu aduc aminte niciodată să fi fost programări mai mult de 3-4 zile. În schimb, la matriculări, aici este problema cea mai spinoasă, totdeauna sistemul s-a blocat pentru că am ajuns ba la 2 luni, ba la 3 luni, când este în momentul de față și acum am fost nevoit să programăm pentru 4 luni de zile. Da. Dacă tot de vorba de implementare sau de informatizare, normal că acest serviciu chiar este informatizat, atât privind emiterea permisului de conducere, cât și a certificatului de matriculare sau autorizația de circulație provizorie, documente care, în principiu, ele se fabrică la București, într-un sistem informatic, se trimite în poștă acasă. În cazul care este acum, a fost mai mult datorită lipsei sau postelor vacante existente în sistem. Perioada asta a coincis și cu ieșirea la pensie a unor colegi mai experimentați, care au beneficiat de legea privind pensionarea unei. Și, ca urmare, aceste posturi, deci un loc de muncă care nu mai este atrăgător în momentul de față. Încercăm să facem față zilele acestea, este în discuție un program online la nivel central care se va implementa unitar național la toate serviciile, care va avea posibilitatea să-i controlăm atât noi cât și cetățenii. Adică poate să intervină, să radieze, să șteagă sau să modifice ceva. Au fost probleme, bineînțeles, ca urmare a faptului cum ați patemat și dumneavoastră, că multe cetățenii știu să acceseze în sistem de online.
Da, am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, aceasta este situația. Se fac programări online, dar iată, așa cum vă spuneam, emisiunea noastră este live și pe Facebook și ne spun telespectatorii că și în momentul în care vin să se așeze la rând acolo e destulă dezorganizare și mai sunt ei nemulțumiți și de acea pauză, înțeleg, între 13 și 14, în care funcționarii de la ghișeu probabil că iau prânzul și iarăși creează nemulțumiri. Vă dați seama, e o stare extrem de tensionată. Adică trebuie înțeles și cei care stau și așteaptă cu lunile. Ți se întâmplă să aștepți să-ți înmatriculezi mașina și între timp îți expiră rarul sau ceva de genul acesta. Sunt destule probleme. Înțeleg foarte bine că am audiență de două săptămâni și sunt la curent cu toate problemele care au cetățeni. Dacă, deci, când ai doar 5 degete, nu poți să muncești 10. Deci, normal, este normal să vedeți, e ușor să vezi în afară activitatea unui lucrător care se așează sau la ora 8:30 și până la ora 16:30 nu se ridică. Iar dacă ai pauză la 10:30 la ora 13, care este o pauză bine meritată conform legii, nu cred că se este impediment. Și a programării nu se facă în intervalul ăsta. Dacă cetățenii ar putea, bineînțeles, să se documenteze, să-și pregătească documentele legale din timp, nu să vină la ghișeu să spun că n-am știut pe perioada aia sau să nu fie bine documentat, n-ar mai fi această dezordine în care sunt noi. Da, am înțeles, dar știți cum toți cei care au nevoie de aceste înmatriculări și vin la dumneavoastră sunt în timpul serviciului în general, pentru că nu știu cum se întâmplă, asta este, toți avem serviciu cam între aceleași ore, da? Și toată lumea încearcă să profite de o jumătate de oră, de o oră, sperând că își rezolvă problema. Sigur, sunt multe probleme și unele chiar cu specific românesc, uneori situațiile acestea tensionate sunt create poate, eu știu, și dintr-o tradiție a serviciului respectiv, cu ghilimele de rigoare. Vă mulțumim foarte mult, să sperăm că odată ce se vor face angajări și folosindu-se mai mult aceste programări online, lucrurile să intre într-un firesc al normalității și al bunului simț până la urmă. Dar e într-adevăr destul de neplăcut să aștepți cu lunile pentru a-ți înmatricula o mașină, să mergi acolo să stai la rând, să te ceri cu toată lumea, să asiști la tot felul de scene, deși ești un cetățean care și-a plătit toate taxele și beneficiezi până la, ar trebui să beneficiezi până la urmă de un drept al tău. Știi, revenind însă la un simplu cetățean care vrea să fie antreprenor, da? Și care vrea să-și deschidă, știu eu, un PFA sau poate vrea să-și facă un ONG. Dumnezeule, câte drumuri trebuie să facă. Și apropo de Iași, avem ANAF-ul împărțit în două, da? Și la o distanță așa traversez orașul dintr-o parte într-alta. Da. E și aici o situație destul de neplăcută. N-aș trece foarte repede peste ce a spus domnul comisar. Dintr-un motiv simplu. Dumnealui se plângea de lipsa personalului. Informatizarea serviciilor publice presupune tocmai suplinirea acestei lipse de personal și o parte din ce fac funcționarii, să fie preluat de un sistem informatic. Nu înțeleg de ce cei care au gândit sistemul de programare online nu au gândit și un sistem prin care îți poți încărca, de exemplu, într-un server al poliției, documentele exact, scanate. Astfel încât și îți spune, lipsește mai lipsește ceva. Sau ceva. Ai evitat deja, nu știu, câte fake... Absolut. Așteptări de ore, sigur că da. Și certuri și așa mai departe. Exact, și contactul cu angajatul. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, întrebarea este, nu știu cât e de pregătită administrația să se informatizeze. Păi, dar trebuie să fie. Cetățenii sunt pregătiți, cred, să... Hai să spunem că e puțin mediul mediul rural care poate ar și vorbesc de persoanele de anumită vârstă din mediul rural. Sigur. Care ar putea beneficia de asistența, nu știu, unui funcționar dintr-o sau primărie. Sau unui copil la unui nepot, da. Sau sigur. De multe ori sau la primărie s-ar putea face și niște cursuri. Dar nu știu în ce măsură administrația, pentru că de multe ori vorbim despre funcționari care nu știu să folosească calculatorul, da, și vă spun că e foarte real ce spun. Da, lucrurile sunt destul de complicate. Cum accesăm dosarul electronic de sănătate? Pe scurt,
pacientul se adresează medicului de familie sau oricărui furnizor de... A, deci nu pot singură de acasă. Prima dată, la inițializarea dosarului, trebuie să intri în posesia matricei de securitate, care este un cod care este tipărit pe o hârtie de către medicul de familie sau un alt furnizor de servicii medicale pe baza semnăturii sale electronice, asiguratul prezentând în acest sens cartea de identitate. Odată ce matricea de securitate este tipărită, ulterior de acasă se poate intra în dosarul electronic, seta parola de acces și utiliza pe termen lung acest lucru. Iar acest dosar este configurabil în sensul că medicul de familie, la accesul persoanei, poate să aibă tot timpul să vizualizeze istoricul medical sau doar sumarul de urgență, pentru că așa este împărțit informația în sumar de urgență accesibilă tuturor medicilor care intră în acest dosar, cu date limitate, evident, și istoricul pe pacient, care conține date mai analitice, unele dintre ele chiar fiind confidențiale. Când vom avea acel card, nu mai știu cum să-i spun, tot de sănătate? European. Când vom avea, da, și să fie card, să nu fie pe hârtie, știți, apropo de card european, de asigurare europeană, da? Vă întreb de acele informații minimale, ferească Dumnezeu, în caz de accident, da? Să știi ce grupă de sânge ai, dacă ești sau nu donator de organe, lucrurile acestea pe care să le ai, la care, eu știu, un medic de la UPU să aibă acces în momentul în care ești victima unui accident și ajungi acolo și nu poți comunica și nu știe cum te cheamă și nu are. Cum putem face? Deci, cu siguranță, prin dezvoltarea acestui dosar electronic. Este soluția implementată, este o soluție cea mai simplă, ea trebuie optimizată. Dar eu trebuie să am buletinul la mine, ca să știe cine sunt. Nu, doar CNP-ul ar trebui să existe în momentul în care cineva accesează, pentru că în orice sistem intri pe baza unui document, care poate fi și cardul care îl deții asupra ta. Evident, donarea de organe este un subiect care este sensibil și a fost discutat foarte mult dacă să existe sau să nu existe. Nu cred că ar trebui să ne ferim foarte mult. Accept sau nu? Adică sunt păreri împărțite și există o legislație care trebuie respectată în acest sens. Absolut. Acordul privind acest lucru se face la notariat. E o chestiune mai complicată. Nu poate fi foarte simplă pentru că implică drepturile cetățenești, implică multe lucruri. Aș vrea însă să fac o completare vis-a-vis de problemele care sunt la alte instituții, să spun un pic cum am rezolvat noi la Casa de Asigurări de Sănătate problema acelor cozi interminabile pentru a... S-a rezolvat? Dacă a trecut în trec ultimele... de multe ori... E drept că n-am trecut în ultimele luni, dar... Eu vă invit să treceți mai des, da? Și să vedeți cum s-a rezolvat. Vă spun imediat. Mă bucur, sincer. Acele adeverințe care se plimbau între instituții, ANAF, Direcția de Asistență Socială și așa mai departe, au fost înlocuite cu un schimb de date prin protocol cu aceste entități, astfel încât toate datele ajung electronic asumate de către cei care le administrează sub răspunderea dumnealor, iar noi avem permanent baza de date actualizată și medicii verifică statusul de asigurat pe baza cardului. E o gură de oxigen pentru medicii de familie, nu? Care e o gură de oxigen pentru întreg sistemul, pentru angajații noștri, pentru pacienți, că nu mai sunt puși pe drumuri, pentru medici, pentru că asigură o continuitate a datelor din sistem, ei fiind plătiți practic pe certificarea aceasta, calității de asigurat. Un lucru foarte complicat, unde sunt implicate toate instituțiile statului care administrează date despre pacienți și care a fost rezolvat în acest fel. Mai sunt de rezolvat multe, mă refer aici la concediu medical, de exemplu, care în momentul de față încă nu este informatizat. Așteptăm, sunt depuse acte la Ministerul Comunicațiilor pentru și a societății informaționale pentru a aplica în fonduri europene la un astfel de proiect. Odată ce se va implementa și proiectul concediilor medicale și a biletelor de trimitere și extinderea DES-ului, tot sistemul medical va fi informatizat și atunci vom putea vorbi de o informatizare completă și un serviciu pentru cetățean extrem de util. Și să avem un sistem unic integrat de sănătate, rezistent, care să facă față la toate cerințele. Mai departe sunt multe de discutat vis-a-vis de calitatea actelor medicale. De rezolvat. Nu totdeauna lucrurile merg
rău în instituțiile publice. Sunt, iată, inițiative bune care chiar ne fac viața mai ușoară și vreau să revedem o știre realizată săptămâna trecută de Marga Andreescu despre cât de util este, iată, un ghid online pentru cei care vor să-și unească destinele. Ghid online pentru cuplurile care vor să se căsătorească. Acesta este unul dintre instrumentele introduse de conducerea Direcției Locale de Evidență a Populației pentru a veni în sprijinul celor care urmează să-și întemeieze o familie. În loc să mai piardă timpul, pe la ghișee, cu un singur click, pot afla programul Oficiului de Stare Civilă, valoarea taxelor care trebuie plătite, prevederile legale și valabilitatea documentelor de identitate după căsătorie. Printre cei care s-au bucurat de avantajele ghidului online al căsătoriei se află Anca și Eduard. Ne-am căsătorit și noi acum ceva timp și am beneficiat de informațiile date de stare civilă și au fost foarte utile. Și online, simplu? Online, da, programare online, tot online. Rapid și eficient. El s-a ocupat, eu doar am confirmat. E foarte bună ideea. Anul trecut, prin intermediul programărilor online, au fost oficiate peste 900 de căsătorii. Ghidul este o idee nouă care are la bază toate întrebările, nelămuririle, toate clarificările pe care le aveau în vedere viitorii miri. Citind aceste informații, cu siguranță vom reduce substanțial numărul de neclarități și întrebări care ar fi pentru ofițerul de stare civilă. Totodată, în acest ghid am încercat să contopim informații cu privire la prevederile legale în materia încheierii căsătoriei. Conform programărilor prin intermediul ghidului, cele mai multe căsătorii vor avea loc în luna mai, peste 200. La cerere pot fi oficiate cununii civile și în aer liber, în afara sediului instituției. Ghidul căsătoriilor, implementat de Direcția Locală de Evidență a Populației Iași, este unic în țară. Foarte util atunci când începe o nouă viață, să spunem așa, o viață de familie, să-ți fie mai ușor, da? Totul să fie online. Și ar fi și mai bine dacă ți-ar veni și autobuzul la timp, cu invitații la nuntă, eventual. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Mihai Adrian de la compania de transport public din Iași. Bună seara! Bună seara! De ce v-am sunat? Am văzut, a fost așa o surpriză extrem de plăcută, am văzut în câteva stații din centrul Iașului, pe Independenței, chiar niște afișaje unde îți spune autobuzul 20 ajunge în 5 minute, autobuzul 42 în 3 minute. Și până la urmă chiar s-au confirmat acei timp de așteptare. Iată că se poate. Când vom avea parte de astfel de informații în toate stațiile din Iași și la tramvai eventual sau chiar și un soft, eu știu, îl putem descărca pe telefonul mobil și să mă uit și să văd când ajunge tramvaiul 13 în stația Copou? Da, e un proiect la care noi am lucrat alături de Primăria Iași pentru a-l depune în cadrul programului operațional regional AXA 4. Care ofer municipiilor reședință de județ fonduri pentru investiții și modernizări. Acest proiect pe care, la care noi am lucrat și pe care l-am depus vizează atât sistemul de etichetând, emitere, validare electronică a titlurilor de călătorie, memorarea, transmiterea, prelucrarea datelor, dar și monitorizarea video în mijloacele de transport pentru a crește siguranța călătorilor și, de asemenea, sistemul de informare a călătorilor prin panouri indicatoare de traseu în interiorul mijloacelor de transport și monitoare în stațiile de transport public. E drept că numărul stațiilor de transport public în Iași se ridică la 367 de stații și pe toate vizăm în momentul în care vom obține această finanțare să le echipăm cu astfel de panouri, bineînțeles în etape, nu putem face acest lucru dintr-o dată și cu această ocazie, bineînțeles că toți călătorii vor fi informați în timp real despre mijloacele de transport, când vor sosi
în stație și care va fi frecvența. Ați mai făcut o promisiune anul trecut și am mai avut parte noi călătorii, care, mă rog, ieșinii care mergem cu mijloace de transport public, că vom putea achita biletul prin SMS. Făceam lucrul acesta acum câțiva ani, promisiunea era undeva pe toamna anului trecut sau primăvara aceasta, când se va întâmpla? Da, noi am spus că acest sistem, mă rog, cel puțin în România nu a fost o experiență fericită, deci n-am fost singurii care am pățit ceea ce nu ne-am dorit neapărat prin colaborarea cu firmele care prestau acest serviciu, dar ceea ce pot să vă informez în momentul de față e că odată aprobat sistemul tarifar pe care noi l-am propus și care este în momentul de față în dezbatere publică, călătorii noștri vor avea posibilitatea să utilizeze alte gen de servicii, poate chiar mult mai practice. E vorba de biletele și abonamentele care vor avea un cod QR și, bineînțeles, prin acel cod QR pot face achiziții prin aplicația special pe telefon mobil sau în... Am înțeles. O ultimă întrebare. Când veți instala POS-uri și la ghișile acestea de la CTP, RATP? Pentru că nu putem plăti cu cardul. Deci, tot prin acest sistem sperăm noi să putem introduce și cardurile și, bineînțeles, pentru aceasta trebuie echipate toate mijloacele de transport cu validatoare pe care în momentul de față le avem în autobuzele noi achiziționate, Isuzu. Acolo, odată echipate și tramvaile cu acest sistem de validare, bineînțeles că vom putea introduce cardurile contactless cu plată în funcție de călătoria pe care o realizează, numărul de călătorii pe care o realizează fiecare utilizator. Bun, mulțumim foarte mult. În sfârșit, multă plăcere. Să avem puțin tică răbdare, eu știu, poate lucrurile se vor schimba în bine. Rețeta electronică? De ce vă întreb de rețeta electronică? Pentru că sunt situațiile acestea, în special la vârstnici, care au un anumit diagnostic, da, și practic la o lună, două, trei, în funcție de rețetă, primesc practic aceeași rețetă, decontată, de către casă, și trebuie să meargă de fiecare dată la medicul de familie. Și lucrurile acestea cred că... Bun, în momentul în care nu apar schimbări în evoluția de sănătate, nu sunt motive să-l vadă efectiv medicul de familie. O rețetă electronică n-ar fi suficientă. Mă refer la rețeta prin, poate și printr-un e-mail și mai departe, care să fie validă la farmacie. Sau care poate fi încărcată pe card. Este exclus rețeta prin e-mail. Există un sistem funcțional al rețetei electronice din 2013 și care... în momentul de față permite pacienților să beneficieze fracționat de rețetă. Dau exemplu, când iei o rețetă astăzi pentru 3 luni de zile și te poți duce în fiecare lună la farmacie să iei cantitatea de medicamente lunară pentru că poate nu există bani pentru coplata respectivă sau pentru contribuția personală. Acest lucru este posibil în momentul de față. Și aș vrea să vă spun dar dacă că peste 3 luni starea lui de sănătate este aceeași și el nu are nevoie practic de o vizită la medic, dar are nevoie de rețetă în continuare pentru că sunt afecțiuni permanente. S-a stabilit ca termenul să fie de 3 luni de zile. Câteodată o consultație este bine să fie făcută la o anumită frecvență pentru a vedea dacă terapia se poate schimba, dacă mai este nevoie, din mai multe puncte de vedere. Unul este cel medical, al doilea este cel financiar. Dacă dai o rețetă pe un an de zile, dau un exemplu, și medicul nu te vede după 3 luni de zile, s-ar putea odată să intervină probleme de sănătate și din cauza acelui tratament, a doua oară să plătești niște medicamente care nu ar trebui să le plătești. Deci părerea mea este că acest termen de 3 luni este unul rezonabil. În anumite afecțiuni există recomandări valabile câte 12 luni, dau exemplu la oxigenoterapie, da? Dacă ar fi să exemplificăm. Însă, în materie de medicamente, termenul este de 3 luni de zile,
maximal, așa cum este stabilit în concordanță cu pachetul de servicii în asistența medicală, pentru că medicul este plătit, practic, să evalueze cazul bolnavului cronic o dată la 3 luni de zile. Am înțeles. Cum ne putem face viața mai bună și cum putem să beneficiem de aceste servicii online, așa ca o concluzie? Stăteam și mă gândeam, până ne apropiem de sfârșitul emisiunii, la faptul că una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă resursă pe care o avem noi la dispoziție, este timpul. Că, până la urmă, viața noastră e un număr de ani, un număr de ore, un număr de secunde. Minute, secunde, da? Cred că, până la urmă, prin informatizare, printr-o informatizare făcută cu cap și făcută în beneficiul... Reciproc. Până la urmă, în beneficiul cetățeanului. Că la fel cum școala e făcută pentru elevi și nu pentru profesori, la fel cum spitalul este făcut pentru pacienți și nu pentru medici, chit că și medicii respectivi și profesorii sunt parte a sistemului, cred că, până la urmă, beneficiarul final este cetățeanul. Dacă cetățeanul câștigă, nu știu, jumătate de ani în viață, nemai stând la cozi, e un mare câștig pentru noi toți. Asta ca o concluzie. Pentru că mi-aduc aminte și vă spun sincer că a fost o experiență traumatizantă să mă trezesc la ora 3 dimineața, să fac pașaportul. Și acolo erau un grup de, n-aș putea să fiu foarte finuț când îi denumesc, care făceau liste paralele și, mă rog, la o înțelegere cu polițiștii, lista respectivă era făcută și asumată de către instituție. Lucru care mi s-a părut, vă spun sincer, la limita absurdului. Da, și nu se întâmpla cu multă vreme în urmă. Asta e problema. Să sperăm că astfel de situații vor fi cât mai rare. Mulțumim foarte mult că ați venit în această seară alături de noi și să sperăm că ne-am mai lămurit, cel puțin în sistemul de sănătate, chiar am mai înțeles cum funcționează și ce servicii funcționează pentru binele nostru al tuturor. Toate cele bune, rămâneți pe TVR Iași.